Cele mai importante societăți de asigurări din țara noastră au decis să-și penalizeze clienții care nu au anvelope pentru sezonul rece sau care au neuri prea uzate. Asta în caz de accident. Atenție, însă penalizările se aplică chiar dacă și poliția sancționează această abatere. În România se vând aproape de două ori mai multe anvelope de iarnă decât de vară. Vânzările de pneuri de iarnă au depășit anul trecut 2,3 milioane de unități, iar anul acesta estimările arată că se vor vinde alte 2 milioane. În vreme ce numărul cauciucurilor de vară comercializate este de aproximativ 1 milion de unități. Potrivit specialiștilor, aceste cifre sunt rezultatul legii care obligă toți șoferii care circulă pe drumul cu zăpadă, polei sau gheață să aibă anvelope corespunzătoare. În caz contrar, amenda ajunge până la 1300 de lei. Cele mai importante societăți de asigurări din România au decis să-și penalizeze clienții care nu au anvelope pentru sezonul rece sau care au pneuri prea uzate. Câteva sute de mii de șoferi cu asigurare casco riscă să nu fie despăgubiți sau să primească numai o parte din daună dacă fac accident. Asiguratorii nu vor verifica starea anvelopelor, ci se vor baza pe constatarea poliției. Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, pneurile trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile M+S, M.S sau M și S.